În timp ce autoritățile fac apel să înțelegem faptul că purtarea măștii este singurul mod prin care putem evita ca sistemul sanitar să fie complet depășit, oamenii nu cred foarte mult în eficiența acesteia. De frica amenzii, oamenii au început să poarte masca de protecție, inclusiv în aer liber, însă eficiența acesteia este pusă în continuare sub semnul întrebării de către cetățeni. Deși masca de protecție a devenit un accesoriu de nelipsit în ultimele luni, eficiența acesteia este pusă sub semnul întrebării în rândul oamenilor. Au început să o poarte chiar și în aer liber, probabil de frica amenzii, întrucât nu au siguranță că masca de protecție este un mod prin care putem evita o posibilă îmbolnăvire, iar COVID-19 nu îi sperie absolut deloc pe cetățeni. Ne protejează de o posibilă infectare cu COVID-19? Cred că nu. De ce credeți? Știți de ce cred? Fiindcă tot o gripă este și asta. E tot o gripă ca cealaltă. Că e din aer liber. Dacă stau la 2 metri și port mască, de ce port mască dacă stau la o distanță? Da, nu toate sunt la standard făcute, din când am înțeles de la televizor. Unele sunt mai... materialul mai prost. Noi folosim măștile care ni se oferă. Eu ce siguranță am dacă peștele luăm la farmacie? Cel mai des, masca de protecție este purtată pentru că așa trebuie și pentru că ne este impusă purtarea ei. Însă sunt și cetățeni care poartă masca de protecție pentru a evita o posibilă îmbolnăvire. Normal, protejează, că trebuie să le purtăm, nu? Dacă așa este holera asta, ce să-i facem? Iar printre cei care o poartă sunt foarte puțini care o și folosesc corect. Nasul și gura nu sunt întotdeauna acoperite așa cum ar trebui. De asemenea, cei mai mulți dintre cetățeni înlocuiesc masca cu o eșarfă sau un fular.